Da, dragii mei, dragi prieteni, în continuare se protestează în Piața Victoriei, a fost un discurs sindical mai înainte și încă și acum. Mamă, dar câți protestatari s-au adunat și de la Ocolul Silvic. Încă câți? Mai ales noi feroviarii ne-am adunat, cred că mulți. Dragi prieteni, dragi feroviari.
Și pădurile au distrus, dragi politicieni! Să vă fie rușine! Hoții de lemne care au tăiat ilegal în păduri ar trebui cu închisoarea pedepsiți, dar legea nu se respectă. Dragi prieteni, sunt două proteste și împotriva pădurilor și împotriva statutului personalului feroviar al feroviarilor. Thank you.